Își pun viața în pericol, fără niciun fel de teamă. Câțiva tineri au fost surprinși cum se plimbă prin centrul Chișinăului pe acoperișul unei mașini și cu picioarele pe parbriz. Totul a avut loc în noaptea de 19 octombrie. Imaginile au fost surprinse de un alt șofer care trecea prin preajmă și postate pe internet. Șoferul care a filmat totul a încercat să comunice cu ei și să le explice că este periculos, însă tinerilor părea să nu le pese. Bratan, cum e la Chișinău? Ви не з Молдови? Ну, Молдови, він не наш. Да, молодці. Ви, я пас наш, а ну приз. După ce au vorbit puțin, tinerii și-au continuat drumul, iar șoferul care filma i-a urmărit o perioadă. Din imagini se vede că mașina înmatriculată în stânga Nistrului se deplasează haotic și cu viteză excesivă. Poliția s-a autosesizat pe acest caz și urmează să stabilească identitatea tinerilor. Aceștia riscă să fie cercetați penal pentru huliganism, dar și pentru că circulau neregulamentar, fără a avea cuplate centurile de siguranță. Șoferul mașinii riscă amendă de până la 600 de lei și 3 puncte de penalizare, iar pedeapsa pentru ceilalți tineri urmează să fie stabilită în cadrul anchetei.